Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Tale Dimineții. Cam fiecare dimineață noi suntem aici, prezenți, suntem în direct la Hunedoara 1 TV. E ianuarie, eu insist, parcă nu mai e așa de frig cum a fost zilele trecute. M-am îmbrăcat mai grosuț în această dimineață și am avut surpriza să descoper că mașina nu e înghețată, chiar plouă. Dragii mei, cei care veți pleca la serviciu mai târziu, să știți că aveți nevoie de umbrelă. Dar se pare că a cedat gerul și să sperăm că nici nu se întoarce foarte curând. Eu personal sper asta, pentru că zilele trecute a fost atât de frig, dragii mei. Sper să nu se supere pe mine iubitorii sporturilor de iarnă, dar să ningă numai la straja și la Deva nu, sper. Începem o nouă zi, așa cum ne-am obișnuit. Ce facem când ne trezim dimineața, primul lucru? Facem cafeaua, nu? Așa facem. Și pe urmă luăm telefonul. Așa facem. Eu cel puțin așa fac. Noi postacii de servici, că eu fac parte din postacii de servici, dau o raită pe Facebook, ne e la îndemână, să văd ce fac prietenii mei. Mereu apare în spațiu public această idee că rețelele de socializare nu sunt tocmai reale și că acolo, pe rețelele de socializare, postăm lucruri care nu reflectă realitatea. Auzim mereu chestiile astea. E, dragii mei, am mai spus-o și în alte emisiuni, eu nu sunt chiar de acord. Mie mi se pare că Facebook-ul, pentru mulți dintre noi, e realitatea momentului și că de multe ori suntem mai sinceri pe rețelele de socializare decât suntem în viața de zi cu zi. Și de ce spun asta? Nu am foarte mulți prieteni pe Facebook și nu am foarte mulți prieteni pe Facebook pentru că prietenii mei de pe Facebook sunt prietenii mei. Și rețeaua de socializare pe care eu o folosesc e pentru prietenii mei. Și dimineața când mă trezesc și dau o raită pe rețelele de socializare, văd ce au făcut. Și știu că acolo oamenii postează ce simt în acel moment. Și în decembrie, la o raită din asta pe Facebook să văd ce mai fac prietenii mei, am găsit o postare care mi-a dat ideea acestei emisiuni din această dimineață, pe 14 decembrie mai exact. Și am citit așa: îmi cântăresc viața prin câteva perechi de ochi, prin câteva trăiri, sentimente și realizări. În aceste perechi de ochi se regăsesc toți oamenii care au câteva, în ghilimele. Postarea a fost făcută de prietenul meu, Octav Cișmașu. Și m-a impresionat și l-am rugat să vină alături de mine la Tale Dimineții și să aducă o pereche de ochi din acele perechi de ochi alături de el. Bună dimineața, Octav! Bună dimineața, bine te-am găsit la mulți ani, că e prima oară pe anul acesta când ne vedem. Mulțumesc foarte mult de invitație, tare mă bucur să fiu aici. Și da, a fost atunci un moment în care am simțit ceva de vreo 11 ani de zile. În acea zi, în fiecare zi de 11 ani de zile, simt ceva total diferit, ceva emoționant, ceva extraordinar. Acel ceva emoționant este Patrick, dragii mei, fiul lui Octav, unul din fiii lui Octav. Bună dimineața, Patrick! Bună dimineața! Și salutăm și pe Vlad, care probabil dacă doarme la această oră se va trezi și va urmări emisiunea și îl salutăm și pe Vlad și sperăm în curând să-i avem pe ambii fii aici alături de Octav la Tale Dimineții. Și o salutăm și pe doamna, pe mama celor doi îngeri de copii a familiei Cișmașu.
dragii mei, de aici ideea, că noi eu am tot cochetat și tu nu înțelegeai și se vede prin tine, se vede la tine emoția din aceasta, în această dimineață, că nu te așteptai, pentru că tu mereu vorbești despre cealaltă familia ta, familia de la Giorgio. Dragii mei, Octav reușește cumva să împletească două familii. Familia copiii și familia în care își duce viața și cealaltă familie, liceul tehnologic Alexandru Borza, tehnologic agricol Alexandru Borza de la Giurgiu. Acolo are o familie mai mare. E director la liceu. Corect? Da, așa este, da. Acum, când spunem directorul liceului, ne așteptăm să vină în studio un domn în etate. Aici e miracolul, pentru că la liceul la Giurgiu nu e un domn în etate, e director un tânăr. Acum a reușit acest tânăr să cucerească această unitate de învățământ, o să rugăm să ne povestească el și cum a găsit el cheia de a împleti cele două familii, familia care e implicată în viața lui directă de acolo, de la Giurgiu, și cum reușește să găsească timpul necesar să le facă toate. O să-l rugăm pe Octav să ne povestească în această dimineață. Octav, cât e pasiune, cât e dorință și cât e muncă din tot ceea ce faci? E muncă întotdeauna, pentru că, indiferent de care familie vorbim, trebuie să găsim energia necesară astfel încât să împletim toate lucrurile într-un mod cât se poate de frumos. Pasiune este 100%, pentru că fără pasiune nu se poate face nimica. Este dedicare, evident, pentru că, iarăși, fără dedicare, fie că vorbim de familia liceului tehnologic agricol, fie că vorbim de familia proprie și personală, este o dedicare cât se poate de mare, pentru că nu e un lucru ușor să îmbini aceste două aspecte, mai ales când le faci din pasiune. Și întotdeauna menținerea unui echilibru între cele două familii și a încerca să armonizez lucrurile astfel încât niciuna dintre ele să nu simtă, nu știu, lipsa sau oboseala, e un lucru destul de greu de gestionat, dar mulțumim lui Dumnezeu că deocamdată suntem bine și reușim să împletim și munca și partea personală, dacă vreți, a vieții împreună și să așezăm lucrurile într-un echilibru. Întrebarea mea, eu ți-am mai pus această întrebare în spatele camerelor, noi ne-am întâlnit de câteva ori pe teren, eu am fost la tine acolo la liceu și cu ocazia zilelor, porților deschise, da. Și am fost la un eveniment sau două în cursul anului trecut la tine la liceu. Știi, trăim vremuri în care spunem că tinerii nu fac nimic, trăim vremuri în care spunem că țara asta nu mai are viitor pentru că tinerii nu sunt serioși sau tot timpul auzim în spațiu public aceste lucruri. Și astea le-am auzit și când noi am fost de vârsta lor, pentru că apare conflictul între generații. Acum, la tine acolo, la liceu, e un miracol. Tu ai găsit cheia între colegii tăi, profesorii, care sunt oameni, cunosc câțiva dintre ei, au o vechime considerabilă în activitatea pe care o desfășoară, și între acești copii pe care tu ai reușit cumva să-i unești în vremuri foarte grele, pentru că la momentul ăsta, nu doar în România, în lume, nu găsim oameni care să muncească. Găsim oameni care își doresc să fie șefi, își doresc să fie, nu știu, direct CEO și așa mai departe. Copiii de acolo, de la tine, tinerii aceia, învață meserii. No, asta e o treabă foarte interesantă și să-i vedeți cu câtă pasiune povestesc despre ceea ce fac ei acolo la liceu. Și fac cu cele două mânuțe ale lor, pentru că tu ai găsit cumva calea
să-i aduci acolo. Cum ai reușit să... Care e cheia succesului? Nu știu, eu vreau și eu să o găsesc. Să-i convingi pe acei tineri să vină la liceu în aceste vremuri și să-i aduci să iubească ceea ce fac. Mi-aduc aminte de acea tânără că iubea iepurașii, acei copii care plantau și ne explicau cu atâta dragoste despre lavandă. Cum reușești? Care e cheia succesului? Cheia succesului din punctul acesta de vedere sunt colegii mei, care sunt profesioniști în primul rând. Iar în al doilea rând, exact cum spuneai, eu m-am mai spus-o, cred că tot la voi, într-o altă emisiune, faptul că între părinții mei și mine a fost un conflict între generații, dar între mine și el este o dita mai prăpastia, pentru că sunt născuți în alte timpuri și îmi este foarte greu să gestionez și relația noastră personală, dar aminte relația cu alți copii. Încerc să mă pun în locul lor și încerc să gândesc ca și ei, încerc să fiu în același trend ca și ei, să înțeleg jocurile, să le înțeleg muzica, mi-e foarte greu de multe ori, să înțeleg timpul de atenție, să înțeleg toate aspectele astea care sunt legate de ei și de timpurile în care trăim cu toții. Și încercând să înțelegem aceste aspecte, am reușit să facem în așa fel încât și la școală să fim vizibili, să fim pe toate platformele de social media, să-i facem să înțeleagă că ne dorim un viitor pentru umanitate, pentru țara noastră, pentru ei în fond și la urma urmei și pentru copiilor. Și așa cred că am reușit să-i atragem către noi. Bun, acum, ca peste tot, nu există pădure fără uscături. Să nu crezi că toți elevii de la școala noastră sunt top. Ei, mai avem și noi acolo niște cazuri mai rare, dar în omogenitatea lucrurilor, eu spun că stăm foarte bine și îmi place foarte mult atmosfera care este în școală, atât în ceea ce privește părinții, cât și elevii. Și cred că aici Patrick ar putea spune mai multe, pentru că în săptămâna Școala Verde sau săptămâna altfel, nu mai știu ce a fost, Școala Verde, clasa lui au venit în vizită la noi la școală și tot așa au avut câteva ateliere, dar cred că poate el să spună mai mult care a fost feedback-ul colegilor lui și a lui. Pentru că el venea la școală cu mine de mai multe ori, dar de data asta a fost un pic altfel. Ce au spus colegii tăi când ai mers la liceu, la tatăl tău? Păi, prima dată au spus cuvântul că când vor fi mari, vor să vină. După aceea, când am mers la școală cu autobuzul și părinții așteptau pe copii, mi-au zis toți că le-au plăcut foarte mult și că chiar ar mai vrea să mai vină încă o dată. Patrick, noi ne-am mai întâlnit tot aici, la Hunedoara 1 TV, în spatele camerelor. Eu am fost și eu și colegii mei, îl salutăm pe Rosi în această dimineață și o salutăm și pe Petronela și pe Nicol. Noi am rămas impresionați în timpul emisiunii, când tatăl tău era în emisiune cu colega mea, Petronela Tămaș, tu ne explicai și erai la curent cu tot ce se întâmplă acolo la liceu, la Gioagiu. Pe mine asta m-a impresionat. Cât de curios sau ce a trezit curiozitatea în tine să înveți atât de multe lucruri? Bun, ești mândru, tatăl tău este director, mergi cu mândrie la liceu, la tatăl tău, dar tu cunoști cu deamănuntul ce se întâmplă acolo. Cum a reușit tatăl tău să-ți trezească interesul? Sau cine ți-a trezit interesul să înveți ce se întâmplă acolo? Păi, tatăl meu mi-a trezit interesul pentru că am văzut că copiii plantau și făceau foarte multe chestii impresionante, iar mi s-a părut foarte interesant să fac și eu acest lucru. Și așa mi-a
mi-a trezit curiozitatea. Ce îți place cel mai mult de acolo la tatăl tău la liceu? Un lucru. Îți plac toate, sunt convinsă. Un lucru? Da. Să merg la sala de sport și să mă joc fotbal. Foarte tare! Așteptam la răspunsul ăsta și îți mulțumesc pentru el. Înseamnă că ai o viață frumoasă și e împlinită. Mai rar copiii în zilele noastre își doresc să meargă la sala de sport, să joace fotbal. Mai ales dacă vorbim de familia voastră care iubesc tehnologia. Acum cine te cunoaște deja se știe. Ești top tehnologie, ne-ai demonstrat asta că nu doar în plan personal ai îmbinat digitalizarea cu agricultura și ai modificat prezentul, să spunem așa, și ai demonstrat asta la liceu. Cum reușești să transmiți copiilor tăi pasiunea pentru sport? Aici este o chestie foarte interesantă, pentru că eu, dacă ar trebui să joc fotbal, mi s-ar înnoda și returile, adică am o legătură cam ca șinele de tren, așa, cu sportul. Nu sunt, deși multă lume îmi spune că sunt profesor de sport, nu sunt profesor de sport, n-am nicio legătură cu sportul, sunt pasiuni care le moștenesc din alte părți ale familiei. Dar mă bucur foarte mult că este pasionat de sport și mă bucur foarte mult că practică sportul și îl încurajez să practice indiferent ce fel de sport. Și să știu că nu stă foarte mult pe tot felul de device-uri, deși se mai întâmplă și lucrul acesta. Dar încercăm să menținem un echilibru, cum spuneam, nu ne iasă de întotdeauna, dar noi ne străduim. Iar vis-a-vis de întrebarea de adineauri, săracul n-a prea avut încotro, că a crescut acolo în școală, și el și Vlad. Toate lucrările care s-au făcut pe perioada vacanțelor de vară în școală au fost supervizate fie de Patrick, fie de Vlad, că erau de mânuță amândoi cu mine tot timpul la școală. Vlad, de exemplu, o bună perioadă de timp aveam un ritual. În fiecare weekend trebuia să ne urcăm în mașină, să mergem la școală, să vadă tractorul albastru cu cupă, să facă cupa sus, cupa jos și să ne întoarcem înapoi acasă la Deva. Deci au crescut acolo, sunt familiarizați, știu toate cotloanele, știu toate colțișoarele din școală, așa că e firesc să se simtă ca acasă acolo. Deși mă așteptam să răspundă că îi place să meargă la mine în birou și să joace pe calculator, dar mă bucur că a ales varianta cu sportul, da. Dăm citire câtorva mesaje, dragii mei. Adrian Mureșan ne spune bună dimineața, o zi frumoasă, mulțumim. Daniela Ena ne spune bună dimineața, îți mulțumim, Daniela. Și Vali Badiu ne scrie respect domnului director, un om deosebit. Așa e, dragii mei, e un om deosebit și o să povestim de ce e deosebit și aici la noi, la Gura Șemineului, povestim despre oamenii din spatele ușilor. Ușile instituțiilor, pentru că e un liceu, are realizări, dar e până la urmă, știți cum e, trebuie populate. Populate cu oameni care fac ceva, că nu ajungi peste noapte să conduci o instituție de învățământ și la o vârstă atât de fragedă. Și dacă tot suntem la o poveste așa de dimineață, Octav, hai să începem cu începutul. Unde te-ai născut până la urmă? Hai să le povestim oamenilor cine ești de fapt și dacă nu ești profesor de sport, de ce ești profesor, ce materie predai. Hai să luăm un pic amândoi, să ne aducem aminte de anii când ne-am cunoscut. Unde ești născut? Acum, primul răspuns, să vin la spital. Știi? Da, corect. Și mi-ar plăcea să o dai. Așa și e. Că e... Da, la spitalul municipal Orăștie, sau mă rog, acum e municipal Orăștie, că nu știu cum era pe vremea aceea, că ziceai că tânăr. S-a cam dus cu tinerețea, că acum... Dacă suntem... mărem prin comparație, ești tânăr. Așa, da. Bine, nu facem comparație atunci. Cum să spun, n-am avut un traseu, n-am fost un exemplu. Din contră, aș putea spune, am fost destul de
Nu știu cum să mă cataloghez, șturlumbatic. Am făcut destul de multe prostioare. N-am fost un elev eminent. Nu pot să zic că mi-a plăcut. Am avut coroniță în clasa 5-a și atât. Până în clasa 5-a, pardon, și atât. Din clasa 5-a s-a cam terminat cu coronița. Am încercat liceul auto de la Deva. Nu mi-a prea ieșit cu matematica, nu mi-a prea ieșit cu alte materii, am ales să mă transfer la Orăștie, la Aurel Vlaicu, la liceu teoretic Aurel Vlaicu. Am făcut chimie-biologie. În clasa 12, țin minte că printre ultimele ore erau de dirigenție, doamna dirigintă, întrebându-ne ce vrem să facem, când vom fi mari. Răspunsul meu a fost profesor de biologie. S-a uitat un pic așa cu neîncredere, ca să zic, la mine. După multe lupte am ajuns să termin și facultatea de biologie științe agricole la USAMV la Cluj, după care evident că am luat calea învățământului, în ideea în care tatăl meu a fost maestru instructor la liceul de la Gioagiu din 1981 și am crescut în școală cum au crescut și ei. Mama profesoară de limba și literatura română la școală, evident că am început tractorist, pentru că era primul post liber la școală, a fost cel de tractorist. Și ușor, profesor suplinitor, după care titularizare, am reușit cu Chiu Cuvai să mă titularizez. Între timp am lucrat foarte mult cu colega mea, Dana Lal, care era pe vremea aceea, răspundea de Consiliul Elevilor și organizam cu ea evenimente, spectacole, baluri, tot ce ținea de activitățile extracurriculare. După care ea a ajuns director adjunct, eu i-am preluat atribuțiile de președinte al Consiliului, de coordonator a Consiliului Elevilor, după care consilier educativ, după care director adjunct, după care iarăși consilier educativ, după care director adjunct cu examen și din 2000, nu mai știu de când, 2019 director, cred că din 2019-2020, nu mai știu, director cu normă întreagă. Acum e acea întrebare la cum te cunosc eu pe tine și pe sora ta. Dacă nu-ți dorești ceva, nu se întâmplă. Voi sunteți foarte hotărâți așa în ce vă privește și știți exact ce vă doriți la un moment în viață. Când ai ajuns să-ți dorești să fii director și care a fost primul gând? Vreau să fiu director pentru că, la cum te cunosc, e clar că ți-ai dorit să fii director pentru că ai vrut să schimbi ceva. Ce a fost primul lucru pe care ai vrut să-l schimbi în mintea ta? Ce ți-ai dorit în clipa aia? Mi-am dorit exact ce se vede acum. Exact ce se vede acum. Mi-am dorit ca liceul acesta să pornească pe un alt făgaș, pe un alt drum. Să pornească spre un drum al viitorului. Și mai mult decât atât, mi-am dorit foarte mult să-mi demonstrez, dacă vreți, că un management libertin, un management în care să încurajezi oamenii, un management în care să nu fii închistat, funcționează. Și drept dovadă, atmosfera care este și domnește în școala noastră, cred că îmi subliniază faptul că am avut dreptate să aleg o astfel de abordare în a conduce o unitate de învățământ. Și am văzut acest tip de abordare, l-am văzut în Portugalia, într-una din mobilitățile în cadrul proiectelor Erasmus pe care le-am avut în școala noastră, la un director de școală, era o școală profesională. Și am văzut acest tip de abordare și foarte mult mi-a plăcut genul acesta și am zis, ar trebui să încercăm să-l implementăm și noi, să încercăm să fim mai deschiși, să încercăm să venim în fața în întâmpinarea nevoilor atât a colegilor profesori cât și a elevilor. Pentru că dacă nu îi ascultăm, nu avem de unde să știm ce gândesc, cum gândesc.
Drept dovadă, avem o relație foarte bună cu Consiliul Școlar al Elevilor și au avut în luna decembrie cutia cu idei. Au pus în toată școala niște cutii în care elevii puneau bilețele cu ce își doresc să facă. Am avut un feedback atât de interesant și niște lucruri atât de clare și precise și realizabile. Fantastic! Și culmea, nimic aerian. Aerian. Ba da, unul singur, vreau lift, adică la două etaje, apropo de sport, zic, ia hai, mai mișcați-vă un picuț că... Dar îmi doresc foarte mult să, deși nu-mi iasă de multe ori, să fac aceeași chestie și acasă. Acasă sunt mai zbir, poate, decât sunt la serviciu și ar trebui să fie invers. Dar lucrurile trebuie să fie într-un echilibru. Da. E dur, tata? Nu e dur. Nu, știe cum să ne, domesticească într-un fel. Ce frumos spus, chiar. N-am avut curajul să-l aducem și pe Vlad, pentru că, dragii mei, acești copii seamănă foarte bine cu tatăl lor, sunt foarte expresivi și cine îi urmărește pagina de Facebook al lui Octav, despre asta vorbeam, îl vedeam pe... Uitați la Vlad, îl salutăm. Foarte frumoasă poza. E din acea postare de 14 decembrie, dragii mei, despre care vorbeam. Mulțumesc, Rosi, mulțumesc încă o dată. Felicitări, Octav, pentru o familie atât de frumoasă și pentru familia... A fost ziua lui Patrick, da? Da. Sărbătorea ziua de naștere a lui Patrick, la mulți ani, Patrick, cu întârziere, dar să-ți dea Dumnezeu multă putere să te ții de, și tu și Vlad, să te ții de realizările lui taicătă. Ceea ce... Ajung să trebuiască să mă țin eu după este. Acum am vrut să spun, deși cred că foarte curând o să facem o emisiune în care să-mi spui Vlad a realizat, Patrick a realizat, pentru că cine îți urmărește pagina, eu am rămas de-a dreptul impresionat în vacanța aceasta de iarnă. Vlad, efectiv, nu, că îl ține de mână. Și l-ați auzit, știți, că îl țin de mână. Nu știu cum să-ți explic. Vlad a ținut orice altceva la seara aceea în mânuțe, dar nu pe tine de mână. A fost mereu printre voi acolo în postările acelea. Da, pentru că, repet, mergând tot timpul, venind cu mine și ducându-i la școală, sunt familiarizați cu tot ce înseamnă școala și știe exact ce se întâmplă acolo. Apropo de ce spuneai că de ținutul unii după alții, am avut câteva zile de vacanță la straja la schimb și Patrick și cu mine am ales să mergem să ne dăm un pic cu placa și am reușit. El a reușit 6 ture, eu de-abia am reușit să fac una și de-aia mai mult pe jos decât pe placă. Dar de asta zic că trebuie să mă mai uit și în buletin să-mi dau seama că nu mai am... o 20 de ani să merg lonț pe pârtie, dar a fost o chestie interesantă. Așa mi-am dat seama cât de mare a crescut sau cât de mari sunt și cât de libertin și cât de, adică foarte ușor învață, foarte ușor prind lucrurile. Mie mi-a trebuit nu știu câți ani să învăț să merg cu placa și nici acum nu știu extraordinar de bine și el în câteva sezoane se duce avion. Zice așa, activități școală, punere în funcțiune seră modernă, branșament, nou curent electric seră, recondiționare seră tradițională, reabilitare internat școlar, camere, băi, instalații sanitare și electrice, simulări județene ale examenului de bacalaureat, activități acasă, gătit, ieșit cu bicicletă, ieșit cu ATV, vara la piscină. Bun, perfect. Patrick este pasionat de fotbal, deci își cunoaște copilul, aici am vrut să vă spun, basket, îți place basketul? Da, fac la Crossover Deva. Adică este un club care înainte aveau două grupe. Una care erau începători și una de avansați. Eu prima dată am intrat la cea de începători, că cam toți erau. Și după aceea, după vreo o lună sau două, am intrat la aia de avansați, care, într-adevăr, mă descurcam, dar erau copii foarte înalți și
nu prea aveam ce să fac. Și erau și copii de 12-13 ani. Atât era. Numai 12-13 ani. Și la fotbal fac la CSM Deva. Sportul ăsta e cel mai vechi sport pe care îl practic de-abia, cred că 7 ani. Și sunt tot așa două grupe, una de începători și una de avansați și eu tot la aia de avansați fac. Și mai are și alte pasiuni, stai să vă citesc. Fortnite, aici m-a pierdut, am încercat înainte de emisiune să-mi explice și o să vă explice imediat și Netflix, ceea ce e normal, toți iubim aplicația. Ce înseamnă Fortnite? Nu acum, să vă țineți bine. Păi, Fortnite este un joc care se poate juca copii de peste 12 ani. Jocul este free-to-play, adică gratuit. Se găsește pe calculator dacă vreți să îl jucați. Se găsește, trebuie să vă instalați prima dată Epic Games. Să faceți un cont, după aceea căutați Fortnite și îl instalați. Sau dacă puteți juca și pe PlayStation 4 sau PlayStation 5. Dar ce jucăm acolo în aplicația aia, efectiv? Cu ce e jocul ăla? Păi este un joc shooter, nu este, este cum ar fi moduri pe care le putem juca. Mai există jocuri create de oameni, jocuri care sunt create de fondatorii Fortnite-ului și cam atât. Eu și cel mai important, V-Bucks. V-Bucks se pot primi gratuit numai din Battle Pass, dar primești numai 300 și cel mai bine este să-ți bagi bani. Și skin-uri, mai ales mai există legendare, prima dată legendare, mitice, legendare, epice, rare și uncommon. Mai joci Candy Crush. Iuta. Ne-am pierdut. N-am înțeles. Exact. Da. Suntem pe aceeași lungime de undă la capitolul acesta. Asta e noua generație, dragii mei. Și asta vroiam să vedem. Deși trăiește într-o... e tânăr și urmează pasiunile, iubește jocurile de calculator, îl găsim mereu prezent și în viața reală. Joacă fotbal, joacă basket și e foarte interesant că știe exact să ne explice de ce e la grupa de avansați și nu e la grupa de începători și de unde se începe și unde se termină. Cum reușesc copiii din ziua de astăzi? Pentru mine e un mister. Și pentru mine la fel, mai ales că uneori mi se pare că au un program atât de încărcat încât mă mir de unde mai au atâta energie. Adică până la 1-2 școală, lunea merge la Logischool, marțea nu are cred că nimica, dacă bine mi-aduc aminte. Fotbal. Miercuri, basket, joi, vineri, basket și fotbal. Sâmbătă, duminică, teme, bineînțeles, pentru săptămâna următoare. Deci au un program destul de încărcat. E foarte interesant cum reușesc să trăiască în viața reală. L-ai auzit cu cât exactitate ne-a explicat de jocul ăla. Și eu, tinerii acestor vremuri, spre deosebire de noi care sunt bombardați de atâta informație, e foarte interesant că reușesc să găsească calea de a trăi în realitatea noastră reală, adică să participe la activitățile noastre, pentru că vedem în spațiu public foarte mulți tineri care pierd contactul cu realitatea, din păcate. Aici mi se pare miracolul pe care tu l-ai înfăptuit, Octav, și cei care mă cunosc știu că nu spun lucrurilor, nu folosesc lucruri gratuite, adică nu le spun degeaba. Miracolul pe care tu l-ai înfăptuit acolo la liceu și eu l-am văzut cu ochii mei, dragii mei, și vă rog din suflet, dacă aveți drum pe ruta Gioagiu, treceți poarta liceului, chiar dacă nu aveți nicio treabă. Sunt foarte convinsă că veți fi primiți cu brațele deschise de profesorii și elevii de acolo. Acei elevi
care sunt acolo la liceul din Giurgiu coboară în realitate, adică nu rămân conectați doar în jocurile acelea. Și dacă aduc ceva din jocurile de acolo, din tehnologie, aduc în realitatea zilelor noastre. Asta e un lucru foarte impresionant. Copiii ăia pun mâna pe iarbă, copiii ăia pun mâna pe pământ, copiii ăia pun mâna pe tot ce e real. Deși iubesc, l-ați auzit pe Patrick, iubește și trăiește și el în realitatea virtuală. Ăsta e miracolul pe care tu l-ai înfăptuit acolo la liceu, la Giurgiu. Ai reușit să aduci copii cu pasiune să îndrăgească ce are țara asta mai sfânt. Pământul, până la urmă. Că de aici ne luăm și energia, și mâncarea, și sănătatea, și viața, și mulțumim mamei planete că ne mai suportă, nu știu cât. Da, corect. Acum, asta vreau să spun, că ar fi și este indicat să înțelegem cât de important este pământul, să înțelegem cât de important este a proteja pământul și a încerca să practicăm o agricultură sustenabilă, a avea o agricultură minim invazivă asupra solului. Să încercăm să aducem, să folosim, de fapt nu să aducem, să folosim, să învățăm să folosim tehnologia care există, tocmai pentru a încerca să avem un impact minim asupra solului, dar să avem efecte maxime. Încercăm cât se poate de tare să nu utilizăm chimicale, încercăm să utilizăm fertilizanți naturali, încercăm să utilizăm compostul pe care îl creăm noi, încercăm să valorificăm majoritatea deșeurilor, să reciclăm. Acum, dacă avem noua seră cu un sistem nou de încălzire, o să încercăm să reciclăm tot ce înseamnă hârtie și resturi vegetale și să ne facem singuri brichete pentru a face foc în seră, pentru a încălzi sera. Încercăm să găsim sisteme alternative, dacă vreți, gen hidroponie, aeroponie, tocmai pentru a cerceta cum se realizează agricultura fără sol. Doar pe alte substraturi, respectiv apă sau aer. Încercăm să mergem puțin și pe domeniul acesta de cercetare, să găsim soluții alternative, cum spuneam, tocmai pentru a încerca să minimizăm impactul pe care îl avem asupra solului și asupra planetei în general. Și încercăm să găsim tot felul de alte soluții, inclusiv utilizarea dronelor, utilizarea roboților în agricultură, care sunt preciși, să utilizăm cele mai noi tehnologii, tocmai în acest sens. N-ai avut vacanță decât câteva zile, pentru că, exact cum ne-ai povestit, te-ai ocupat de seră, te-ai ocupat de clădiri, de... Noi am aflat, colegele mele din redacția de știri, Petronela și Nicol, au aflat că masa caldă, programul masă caldă, noi am și difuzat o știre, masa caldă la Giurgiu funcționează și foarte, la liceul la Giurgiu. Și foarte interesant, am înțeles eu, dacă am înțeles bine și te întreb, o pregătești cu produse pe care voi le produceți efectiv, adică e producție mare parte proprie, totalitate, sau pregătești masa caldă pentru elevi acolo la liceu? Da, pregătim masa caldă. Acum nu mai este masă caldă, din păcate, adică nu din păcate, o luăm altfel. În decembrie programul masă caldă s-a oprit. Așa. Și s-a transformat în masă sănătoasă. Ieri. Așa. A apărut în monitor oficial partea legislativă. Așa că de undeva de săptămâna viitoare, după ce terminăm pregătirile, o să-i dăm drumul din nou la programul masă sănătoasă de data aceasta. Și da, o bună parte din materia primă utilizată în mâncarea din acest program este produsă
de noi, la școală. Avem mare nenoroc că avem un spațiu generos, avem câmpuri, avem serele, avem solariile și putem astfel să gestionăm acest, avem oameni, că fără oameni, chiar asta mă gândeam, că dacă nu aveam colegi atât de dedicați meseriei lor și nu aveau atât drag de a învăța elevii să facă agricultură și să învețe efectiv cum se face agricultură, cum se face legumicultură, cum se face pomicultură și așa mai departe, nu se justificau investițiile pe care le-am făcut în această școală. Avem 5 solarii, e pe cale să mai vină încă unul, 6 solarii mari. Avem sera nouă care este modernă, este digitalizată, avem sera veche pe care încercăm să o reabilităm. De ce? Pentru că am vrut și vrem să facem o comparație între ceea ce a fost tradițional, este o seră semi-îngropată, eu o știu acolo de când mă știu pe mine, nu știu din ce an e sera, cea nouă e acum pusă în funcțiune. Sunt curios să vedem care este diferența de temperatură dintre o seră care este făcută din folie de plastic dublu umflată și așa mai departe, care este temperatura într-o seră tradițională semi-îngropată. Cum funcționează o pompă de căldură versus cuptorul tradițional? Care va fi diferența de temperatură? Care va fi diferența de creștere? Care va fi diferența de creștere între lumină naturală și lumină artificială? Care este diferența de creștere cu nutrienți sau fără nutrienți? Sunt chestiuni din astea care încercăm să le aflăm practic și să învățăm astfel și să arătăm elevilor care sunt diferențele, cum e mai bine. E mai bine hidroponic, e mai bine în sera nouă, e mai bine pe sistem tradițional. Sunt foarte multe lucruri extrem de interesante pe care încercăm să le descoperim. Cam așa stau lucrurile, dragii mei, la liceu, la Giurgiu, și insist pe idee. Dacă aveți drum, treceți dincolo de poartă, veți rămâne uimiți. Un colț de rai, pentru că într-adevăr e un colț de rai, mai ales primăvara și când înfloresc pomii. Sunt calbinuțele, și elevii și profesorii. E o chestie foarte... o chestie foarte interesantă, cum mai căutăm, mai mergem la el, la liceu, mai găsim, să vedem cum reușește. Credem pe cuvânt că partea cu echilibru, dar noi insistăm pe idee. Eu zic că cuvântul cheie e dăruire, fără dăruire nu poți să faci nimic, dar mai și pasiune. Muncă, da, dar trebuie să știi degeaba muncești, mereu spun chestia aia Cristian Țopescu spunea despre Sonia Bolnali, Dumnezeu să-l odihnească, la vremurile patinatoare, câtă lipsă de talent înlocuită cu foarte multă muncă. Femeia aia avea o dorință și o dăruire pentru a face ceea ce făcea. Patrick, care e materia ta preferată? Am aflat care ți sunt pasiunile. Dar ne întoarcem un pic la școală, ceea ce nu cred că e pe placul nostru, dar să trecem un astfel. Și care e materia ta preferată? Păi matematică. Îmi place română, că am ajutor de la bunica mea fiind profesoară de limba română. Sportul și cel mai tare, pauza. Yes! Care sunt activitățile tale preferate cu fratele tău, de exemplu, cu Vlad? Păi să mă joc. Să ne jucăm ce, Vlad? Să ne jucăm ce? De-a ce ne jucăm? De-a hoții și valdiști, șapte pietre? Ne mai jucăm pe acasă, nu știu, viața ascunselea, ne mai jucăm... Băgatul lemnelor în pivniță. Exact, la Giurgiu, eu cu fratele meu mai băgăm lemne și la Giurgiu ne jucăm în casă, că avem casă mai mare și afară și cam atât. Mai avem și vecinii noștri...
Sofia și David, care îi mai chemăm și pe ei să se mai joace cu noi. Eu mai ales, eu mă joc cu prietenul meu, vecinul meu, David, Fortnite, că și el se joacă. Și cam atât fac eu pe la joacă. Și ce îmi place cel mai mult, să mă duc și la tata la școală. Să te duci la tata la școală, da, asta e să minunat. Mă mai duc. Da. Și acum întrebarea care trebuie pusă, știi? Ce vrei să te faci când vei fi mare? Multe, sincer. Adică fotbalist aș vrea, din asta informatician, să predau la Logiscul. Logiscul este un program care, un club care te învață să faci jocuri video pe calculatoare. Adică există Blocks, Cod și Mix și atât. Și la cei care îs la alte module, că la noi există module, modulul 1, 2, 3, 4, 5 până la 12-lea, eu sunt la modulul 5 și noi am învățat acum Mix. Ne învață să facem jocuri și ne mai învață una altele despre calculatoare. Deci puteți să le îmbinăm dacă stăm. Deci e vorba ta, destul de echilibrat. Că vreau să mă fac fotbalist, pot să facă fotbal în timpul liber, mișcare. Vreau să mă fac informatician și profesor la Logiscul. Ar merge. Deci e... le îmbină. Înțelegi ceva se combine, din... Se combină, da. La 11 ani să poți să crezi... Adică tu știai ce vrei să te faci la 11 ani? Da, tractorist, simplu. Despre ce vorbim? Cine nu vrea să facă tractorist la 11 ani pe vremea noastră? Adică despre... Unde e problemă? Eu am reușit, adică ți-am spus că primul joc a fost tractorist, mei, așa că... Sunt de la Dale dimineața, nu sunt de la Iumor. Tu la 11 ani îți doreai să te faci tractorist? Păi, da, nu, asta ne doream. Să ne facem tractoriști atunci. Trăiască un 650. O salutăm pe Ioana Bogdan, văd că e alături de noi, nu știu dacă mai e în online. Ioana, tu ai știut că fratele tău vrea să se facă tractorist la 11 ani? E foarte interesant. S-ar putea să fi vrut și ea să se facă tractoristă la 11 ani. Nu am înțeles, Rosimia. Da, o întrebăm pe Ioana, tu ce ai vrut să te faci? O chemăm pe Ioana, uite, întrebarea asta nu i-am pus-o Ioanei când a fost în emisiune, am putea să fac... Ioana, tu ce ai vrut să te faci când ai... Eu n-am vrut să mă fac tractoristă, nu cred că știam ce vreau să mă fac când sunt mare. Ție ți-a ieșit. Chiar te-ai făcut tractorist, visul tău s-a împlinit. Corect. E foarte interesant. A fost și motivul pentru care am repetat un an la facultate, că am avut o neînțelegere, ca să-i spun așa, cu profesorul de tractoare și mașini agricole. Adică, ai vrut să-i pui cinci roți? Nu, am avut o diferență de terminologie. Eu îi spuneam tirant central, el spunea că nu e tirant principal și el m-a făcut tractorist și de atunci nu m-am mai dus la cursurile lui, nici nu m-am mai trecut, motiv pentru care aia e... Am așteptat să schimb profesorul ca să pot să iau și eu cinciul la tractoare și mașini agricole. Și astăzi înțelegem de ce zboară tractorul la George, frate, că asta e drona. Azi, mâine, îți mai cumperi, mai achiziționați o dronă la George? Noi când răspunsul am fost... e da. Da. Mai mare, răspunsul dragii da. Mei. Nu mai mare, altfel. Altfel. Drona pe care o ai măsoară. Nu măsoară. Da, drona, ce face? Drona pe care noi o avem face tratamente. Așa. Cea care urmează să o achiziționăm va fi cea care va face partea de măsurător și analiza solului și a culturilor. Pentru că n-am avut atâția bani încât să le achiziționăm pe amândouă. Și așa că le-am luat pe rând. Așa că, dragii mei, asta face un tractorist care își dorește la 11 ani să devină tractorist, să gândește cum să facă un tractor să zboare. Și avem toate șansele, la cum îl cunosc eu pe Octav, să găsim un tractor zburător în curând. Deocamdată ne dorim doar să meargă singur. Ar fi și suficient și asta. Uite aici, viitorul nu se știe niciodată dacă nu o să inventeze un program, o aplicație pentru tractor care să meargă singur. L-ai ajutat pe tata? Da, clar. Da?
Da, clar. El a avut un proiect ca să facă un robot cu alți copii, adică gen peste clasa 12-a, peste vreo 20 de ani. A avut să facă un proiect în care trebuie să facă un robot pentru școală. Sincer, când am auzit asta, am vrut și eu să-l ajut, dar din păcate n-am putut pentru că nu vrea el, da? Nu... Era programul elevilor, exact. Nu puteai, da. Dar nu se știe niciodată când Patrick o să vină să ne uimească. Bună dimineața, domnule Nea Vasile, mulțumim că sunteți alături de noi. Nu se știe niciodată când o să vii să ne arăți roboțelul făcut de tine. Nu ne luăm încă la revedere, rămânem în zona tradițiilor, dragii mei. Vreau să ne aducem aminte că nu doar Octav iubește tradițional românesc și el e un producător hunedorian, pentru că ei acolo produc produse și probabil o să ei și vând, copiii au acolo adevărate magazine, SRL-uri, nu vă vine să credeți, o să facem probabil în emisiunile dale dimineții, o să venim cu mai multe exemple de acolo, de la Giugiu. Copiii au fost învățați chiar să-și facă o SRL. Pe mine asta m-a uimit și sunt multe lucruri care m-au uimit acolo la Giugiu. Dar până acolo rămânem în zona tradițiilor și mergem în piața agroalimentară, dragii mei, din Deva. La Bunătăți din Hunedoara, Casa Țurcanu, oameni la fel de iubitori de pământ, de tot ce e tradițional românesc, de gusturile copilăriei. Bianca și Dani reproduc ce noi, cu ceea ce noi am crescut, că astea sunt gusturile copilăriei. Dacă gustați produsele de la Casa Țurcanu, le găsiți la Bunătăți din Hunedoara, în piața agroalimentară. Ai probat? Știi despre cine e vorba? Da, știu despre cine e vorba. Nu am probat, nu are rost să spun ceva ce nu este adevărat, dar știu despre cine este vorba, pentru că și noi participăm când avem ocazia la târguri de produse tradiționale. Corect. Și așa și mai departe, întâlnit. Și suntem extrem de deschiși în această direcție. Chiar am un proiect pe viitor să fim prezenți, dacă se va putea, dar într-un alt fel de concept și aici în piață la Deva, cu răsaduri în primă fază, după care și cu produse, dar când spun pe un alt concept, mă refer la faptul că mi-aș dori foarte mult să mergem pe bază de, să nu avem om care să vândă, ci să mergem pe baza corectitudinii, onestității, dacă vreți, să avem acolo o cutie, nu a milei, ci o cutie în care omul să vină să bage 2 lei cât costă o legătură de ceapă, să-și ia legătura de ceapă și să meargă liniștit, să-și vadă de drum. Adică să ajungem în țările civilizate, pentru că dincolo așa se întâmplă. Producătorii au o cutiuță la marginea câmpului, culeg, pun la margine, te duci, pui bănuțul, ți-ai floarea. Eu am văzut asta în Germania. Mai povestim și sper că să ți se împlinească și această dorință. Nu mai avem timp. Îl salutăm pe Bălan Cătălin, pe instructorul coreograf de la ansamblu profesionist Drăgan Muntean, și ei se pregătesc pentru un spectacol. O să amintim despre el și o să vă readucem aminte. Ei vor pleca, ansamblul pleacă la Cluj, dragii mei, dar vom veni cu amănunte. Îl salutăm pe Borza Ciprian, super om, domnul Octav. Am terminat liceul la Giugiu în 2008, cred că pe atunci făceam biologie cu dânsul, scrie niște prieteni de-ai noștri de la Orăștie, Inel, Sorina și Ghiță. Vă salutăm, dragii mei, și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și alături de oameni precum Octav. Îl salutăm și pe Borza Ciprian, uite și Cipria a intrat. Așa se adună comunitatea asta de la Orăștie când li se dă ocazia. Ne luăm la revedere. Ne apropiem de final. Patrick, ce iubești tu cel mai mult în viață? Dar așa, foarte pe scurt. Foarte pe scurt, mie, păi sincer, mult îmi plac, dar cel mai mult sportul. Deci tu iubești sportul, exact. Mai mult decât calculatorul. Da, într-adevăr.
dar nu cu mult. Nu cu mult. Mai venim la altă emisiune să vedem ce se mai schimbă. Tinerii din ziua de astăzi mai schimbă părerile. Ai exact 10 secunde să-ți saluți prietenii. Pe cine vrei să saluți? Păi pe colegii mei, cam pe toți. Pe Tudor Bota Dragoș, Ștefan Dragoș, Gabriel și Ioana Bogdan, Sofia și David și pe Carolina și mai ales pe Vlad. Și mai ales pe Vlad. Și l-așteptăm pe Vlad aici alături de noi. Trebuie să-mi promiți că l-aduci pe Vlad. Nu știu cum, dar o să-l... Cred că ar fi dacă o Patrick, dacă Patrick este un băiat echilibrat și atent la ceea ce spune, cu Vlad e un pic mai dificil. E mai energic, nu neapărat că mai energic, dar e o fire foarte... cum să spun eu, extravagantă, ca să zic așa, și nu știu zău ce spune. De-abia apuc să-l cunosc. Îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Eu mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc, Patrick, și a fost un efort să te trezești, ai făcut... Nu chiar. Nu, de plăcere. În cel mai sincer mod, ne știm de câțiva ani, îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru tinerii acestei țări care îți trec prin mână și îți mulțumesc că ne dai o șansă nouă, celorlalți, să vedem cu ochiul liber că țara asta are viitor. Aici ne luăm la revedere și ne revedem mâine dimineață, tot aici, tot la Dale Dimineții, cu Mariana Lemneață, un alt om minunat care iubește folclorul autentic românesc și nu doar că îl iubește, dragii mei, prin ceea ce îl face, îl duce mai departe, odată ca profesor și odată ca membru al ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Până mâine dimineață, vă spun la revedere, vă urez o zi minunată, plină de iubire, să întâlniți oameni, să aveți parte, să întâlniți oameni minunați, care să vă dăruiască din iubirea voastră și voi dăruiți din iubirea voastră celorlalți.